Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. De luni, dau militaria jos din pod, nu se mai poate așa ceva. Tata avea episoade dese în care o bătea foarte, foarte rău pe mama. Atât de multă nedreptate am văzut în copilăria mea, încât s-a activat ca o flacără imensă în mine spiritul de justițiar, de a face dreptate, de a fi o forță a binelui în lumea asta. La 21 pic de ani eram polițist pe străzile Bucureștiului. Eram polițist de investigații criminale. Câți oameni ai ajutat în transformarea lor? La ultima statistică pe care am făcut-o anul trecut erau 52.000. Bună seara, sunt Antonia Fudulu, bine v-am regăsit. În urma evenimentelor violente din familie, un narcis se naște un spirit justițiar și devine polițist. Nedreptatea, dar și frica pierderii persoanelor dragi l-au făcut să-și dorească să lupte pentru o lume mai bună. Și a reușit. După accidentul care i-a schimbat complet viața, a contribuit la transformarea a 10.000 de oameni. De asemenea, Narcis a scris 16 cărți și a fost numit autorul cu cele mai multe cărți scrise pentru sănătatea românilor. Cum reușește să readucă la viață oameni care au uitat să mai trăiască? Vă invit să-l cunoașteți pe Narcis, omul care și-a transformat eșecurile în trepte spre succes. Dragii mei, astă seară în fața mea se află omul care a reușit să transforme fiecare eveniment marcant din viața lui în pași către succes. Bună seara, Narcis! Bună seara, Antonia, și îți mulțumesc pentru invitație. Ești de acord cu ce am spus despre tine? Da, sunt de acord. N-a fost o călătorie ușoară, însă a meritat. Narcis, crezi că cel mai mare succes din viața omului poate fi atunci când renaște, pur și simplu, când nu se lasă doborât de problemele din viață, oameni care poate cândva au fost declarați pierduți și astăzi sunt reabilitați. De fapt, în ce constă succesul? Cred că depinde de la fiecare persoană în parte. Pentru mine, succesul constă în a fi bine cu mine, a mă simți plin de viață, să curgă viața prin venele mele, să fiu plin de vitalitate, cum n-am fost. Și am început să antrenez asta. Pentru că am crezut că energia înseamnă același lucru cu vitalitate. Și abia foarte, foarte târziu, prin 2019, am făcut diferența dintre energie și vitalitate. Pentru că energia vine de la corp. Și aveam o forță fizică, o formă fizică fabuloasă. Făceam foarte multe nebunii cu corpul meu. Îl dusesem la o performanță uriașă. Eram plin de energie, dar totuși lipsea ceva. Eram lipsit de viață. Și am început să mă întreb ce se întâmplă cu mine. Sunt defect? Ce nu merge bine? E nevoie din 2000 de flotări să fac 5000, 10000 de flotări ca să mă simt bine, să simt viață în ven? Sau e nevoie să fac lucrurile altfel, diferit? Și atunci s-a deschis călătoria mea spirituală de regăsire interioară și tot atunci am identificat acest lucru fin, că energia vine de la suflet, de la spiritul tău atunci când ești aliniat cu menirea ta și energia vine de la corp. Narcis, dacă îmi dai voie, aș vrea să descoperim povestea ta pas cu pas, ca să înțeleagă cei de acasă, de fapt, prin ce ai trecut tu. Tu ești destul de foarte cunoscut, ai o comunitate mare, oamenii îți știu partea aceea strong, așa cum ai spus tu, dar astăzi vei spune în premieră multe lucruri despre tine pe care cei care deja te cunosc le vor descoperi și vreau să-ți propun să ne întoarcem puțin în copilărie. Unde te-ai născut? Măi, Antonia, e prima oară când vorbesc despre acest lucru. Sunt și emoționat și neliniștit, pentru că, așa cum ai spus tu, am scos mereu partea asta strong pentru că am vrut să împuternicesc oamenii prin ceea ce eu am reușit, fără să arăt lucrurile alea care au fost extrem de grele, de dureroase. Și da, mă bucur tare că pot să port discuția asta cu tine și să discut pentru prima oară public despre copilăria mea. Mai ai frați? Unde ai copilărit, Narcis? Mi-ai spus că trăiai cu frica pierderii celor dragi. De ce? Ce s-a întâmplat de fapt? Mi-am ales copilăria asta. Ne alegem copilăria, ne alegem viața, ne alegem toate condițiile din copilărie ca să fim oamenii care devenim, care suntem acum. Copilăria mea a fost una foarte dură, dureroasă, cu multă violență, extrem de multă violență, pe care eu o vedeam, pentru că de la cea mică vârstă pe care mi-o amintesc, mi-aduc aminte
îmi amintesc spaima asta de violență, pentru că tata avea episoade dese în care o bătea foarte, foarte rău pe mama și pe mătușa care m-a crescut, care a fost practic a doua mea mamă, care a avut grijă de mine, care mi-a oferit toată iubirea, toată înțelegerea, toată grija de care am avut nevoie. Și momentele alea erau extrem de dureroase pentru mine, pentru că nu știam cum ce să fac, eram prea mic să pot să interviu, mă băgam între ei, n-am fost lovit niciodată, însă trăiam cu spaima că poate cumva o va omorî pe mama sau pe mătușa ta. Pe mătușa mea și voi pierde persoane dragi. Iar chestia asta m-a marcat pentru toată viața. Aveai 8 ani când mama ta decide și are curajul să divorțeze, dar ceva s-a întâmplat ca să ajungă la această decizie. Ce s-a întâmplat? A fost un moment critic pentru toți, dar așa trebuie să întâmple. După o bătaie foarte, foarte, foarte cruntă pe care a luat-o de la tata, a necesitat 42 de zile de internat în spital cu un cheag de sânge pe creier. Medicii voiau să o opereze, să elimine cheagul, exista o mare probabilitate să nu-și mai revină niciodată, să rămână paralizată, să nu-și... sau efectiv să plece de pe lumea asta. A fost un moment foarte, foarte greu pentru mine, pentru că nu știam dacă o să mai văd. Mergeam în fiecare zi, termina școala și mergeam în fiecare zi să o văd, cu frica, cu spaima asta că poate o să văd pentru ultima oară. A reușit, și-a găsit curajul, și-a găsit puterea interioară, Dumnezeu n-a părăsit-o, ci și-a revenit. Și odată cu revenirea asta și ieșirea din spital, și-a găsit și puterea să spună punct de relației cu tata și să divorțeze. Tot vorbim despre traume, despre vindecarea traumelor. Se mai vindecă cu adevărat aceste traume atât și răni sufletești atât de intense? Dacă ești deschis și prețuiești viața pe care Dumnezeu ți-a dat-o și zilele pe care le ai, da, le vindeci. Nu e ușor să te conectezi acum ca adult cu copilul interior, să redeschizi toate acele traume. Nu e ușor. Acum nu e ușor. Acum vorbesc dintr-o emoție foarte puternică, pentru că eu am lucrat foarte mult. Am făcut tot ce mi-a stat în puterea mea să eliberez aceste emoții și să le integrez. Pentru că, uite, tata n-a putut să facă asta. Pentru că acum mare, adult, trecând prin toate vindecările prin care am trecut și prin toate transformările mele, ajung să-l înțeleg pe tata dincolo de modul în care îl vedeam atunci când era violent. Pentru că tata a devenit omul care a devenit, pentru că el la rândul lui a fost un copil traumatizat. Tatăl lui era ofițer de armată, era un om disciplinat, extra disciplinat și a încercat și pe el să-l disciplineze de la o vârstă foarte mică. Ceea ce a creat o rebeliune în tatăl meu și cumva n-a făcut nimic din ce bunicul își dorea. Și a crescut cu sentimentul ăsta de neacceptare din partea tatălui. Rana de tată care este atât de puternică, rana de neiubire din partea tatălui. Dacă mi-aduc aminte bine, undeva la vârsta de vreo 20 de ani, cred, l-a dezmoștenit din acte. Nu l-a mai recunoscut ca copil, s-a dus la notar și l-a dezmoștenit din acte. Pentru tata chestia asta a născut atât de multă furie, amărăciune în el, încât n-a știut cum să integreze aceste emoții, această furie, această durere. Ai avut ocazia să discuți cu el? Așa nu. Nu. Pentru că a plecat de pe lumea asta de 8 ani, dacă mi-aduc aminte bine. N-am reușit, însă am reușit să vorbesc cu el după ce a plecat și să facem pace, să integrăm amândoi relația noastră și să fim bine acum. Pentru că știu că este aici în spatele meu și mă susține tot ce fac. Narcis, dacă el era atât de violent cu mama, cu tine cum se comporta? Îți oferea afecțiune? Afecțiune nu. Cumva a repetat tiparul tatălui, pentru că asta am simțit și eu din partea lui. Nu neacceptare, ci pur și simplu nu mai avea spațiu mental și emoțional pentru mine. Cât și-ar fi dorit, cu înțelegerea de acum. Atunci nu înțelegeam asta. Mi-aduc aminte un episod care m-a... știi, care nu ți-am spus, care efectiv m-a traumatizat în copilărie, pentru că tângeam după atenția lui și nu mi-o oferea. Și el era cu pescuitul, avea o gașcă de prieteni care pleca la pescuit
Atât de mult mi-am dorit să mă duc cu el la pescuit, cred că aveam vreo 5-6 ani. Și mi-a promis că mă ia la pescuit. Efectiv, n-am vrut să dorm toată noaptea, pentru că știam că s-ar putea să nu mă ia la pescuit. Și atât de mult mă îndoream să mă duc cu el la pescuit, să am momentul ăsta de tată-fiu cu el, încât efectiv știu că am adormit foarte, foarte greu. Când m-am trezit dimineața și am văzut că nu mai era că plecasă, a fost extrem de... efectiv s-a mărit rana aia. Și s-a creat așa o distanțare foarte mare între mine și el, care a durat cam toată viața, pentru că el a plecat și până să plece n-am reușit să facem pace. Însă acum lucrurile sunt bine. Tângeai după o relație cu tatăl, dar el te-a dezamăgit de atâtea ori, iar rana se adâncea. După ce părinții tăi au divorțat, mi-ai spus că problemele continuă, dar de această dată nu mai era vorba despre tatăl tău și mi-ai scris așa: am trăit multe alte episoade de frica de moarte. Acum despre ce este vorba de această dată? Așa este. Spuneam la începutul interviului că ne alegem copilăria asta, ne alegem viața ca să fim oamenii care sunt acum. Pentru că eu nu aveam capacitatea, nu puteam să pot să ghidez, să sprijin atât de mulți oameni acum, dacă n-aveam parte de toate aceste răni, de toate aceste traume din copilărie pe care s-a ajuns să le integrez. Tata n-a mai fost în prim planul acestei temeri de moarte ale mele, prin care tot am trecut și tot s-a repetat. Mama, în toată copilăria mea, avea niște crize de calciu. Efectiv, îi se blocau maxilarele și nu putea să mai miște, rămânea blocat. Citeam o frică, o spaimă în ochii imensă și eu, copil mic, trebuia să fug rapid până la blocul de lângă mine, la doamna Stanciu, tanti Stanciu, cum îi spuneam, care era asistentă, să vină repede să-i facă o injecție cu calciu și să o ajute să iasă din criza respectivă. Chestia asta, repetitiv, a creat în mine temerea asta că poți să pierzi pe cei dragi și că poți să-ți pierzi viața, poți să pierzi timpul ăsta prețios, viața asta prețioasă. Un alt episod la fel de puternic pe care l-am avut tot din zona asta, că practic a fost ca un fir roșu prin care am trecut, a fost cu mătușa care m-a crescut, pe care am iubit-o enorm, enorm, enorm. Țin minte când a murit, când a plecat, am plâns, n-am plâns în viața mea o zi întreagă fără să pot să mă opresc. A fost foarte, foarte dur și momentul ăsta, pentru că a făcut accident vascular, cerebral, acasă, cu mine și cu fratele meu, iar noi eram mici. Eu aveam, cred că, nu știu, 6 ani, 8 ani, nu mai mi-aduc aminte. Fratele meu e mai mare cu 8 ani ca mine, era puțin mai mare și efectiv a dat ochii pe spate și și-a înghițit limba. Și în spaima aia, n-a știu cum să facem, și efectiv i-am băgat mâna în gură și i-am scos limba din gură cu fratele meu și am salvat-o. I-am spus medicii că dacă nu făceam asta, se sufoca și murea. A fost un alt episod care a venit tot pe acest fir roșu să iubesc cu adevărat viața, să prețuiesc fiecare zi, fiecare clipă din viața mea, pentru că știu că nu mai poți cumpăra cu toți banii din lumea asta. Așa este. Pe de altă parte, îmi dau seama că te simțeai responsabil pentru mama și mătușa ta, mic fiind. Aveai 5-6 ani când s-au întâmplat toate aceste evenimente. Așa este. De asta, mica copilărie, primii 7 ani de zile, dacă asta sunt cei mai importanți, pentru că sunt ani în care se pun bazele omului care vei deveni. Și atunci, în perioada asta de dezvoltare a creierului Delta Theta, noi venim cu softul ăsta gol și încep să pună programele. Noi nu avem un manual de funcționare să știm că un adult gândește așa, noi nu avem capacitățile cognitive ale unui adult. Și atunci, da, cum ai spus și tu, crezi că asta este responsabilitatea ta, îi faci orice din iubire, pentru că la vârsta aia ești iubire pură. Eu mă uit la copilul meu acum, la fetița noastră, la minunea noastră care are 2 ani, e iubire pură, ea nu se supără, ea nu știe ce înseamnă supărare. Și atunci, da, din energia asta pură, am dezvoltat sentimentul ăsta de a apăra, de a face dreptate. Așa se naște dorința de a contribui la o lume mai bună. Narcis, cum aveai să faci asta? Ce a urmat? Măi, toată copilăria mea am dorit să fiu polițist, pentru că am crescut cu spiritul ăsta al justițiarului. Atât de multă nedreptate am văzut în copilăria mea, încât s-a activat ca o flacără imensă în mine spiritul de justițiar, de a face dreptate, de a fi o forță a binelui în lumea asta. Și mi-am dorit să fiu polițist. Și asta am terminat liceul, am învățat pe rupte, țin minte, în clasa 12-a și la 21 pic de ani eram polițist pe străzile Bucureștiului. Îmi trăiam visul cu ochii. Așa am crezut că este calea mea, menirea mea. Până să vină momentul din 2009,
un accident banal care m-a adus să fiu omul care sunt acum. Un ce accident banal pe care nu l-am înțeles atunci, pentru că nu aveam capacitățile cognitive, de fapt nu cognitive, nu aveam înțelegerea pe care o am acum trecând prin toate aceste transformări și vindecări. Un accident banal în urma căruia am fost la un pas să rămân paralizat pe viață. Cum s-a schimbat totul? Narcis? În fiecare zi de vineri aveam antrenament de condiționare cu colegii mei polițiști. Și alegeam fel de fel de antrenamente. În ziua respectivă am ales să jucăm fotbal. Spun că este banal pentru că așa a trebuit să fie. Pentru că în timpul meciului de fotbal, un coleg al meu foarte înalt și masiv a sărit să dea cu cap în minge. Eu am venit din viteză, eu 1,70 și 65 de kilograme. I-am luat mingea lui din cap și m-am izbit foarte tare de el și am căzut pe spate de la circa 2 metri pentru că am sărit foarte mult direct pe spate, pe coloana vertebrală. Wow. A rămas lat și de acolo s-a schimbat tot. S-a schimbat totul pentru că în urma investigațiilor medicii mi-au spus că am fost la un pas să rămân paralizat pe viață. Pentru că discul vertebral din zona L4-L5 s-a spart și dacă o fisură, un fragment osos se desprindea și secționa modul vaspinării, eram paralizat pe viață. Nici verdictul n-a fost unul ușor pentru că mi-a dat o perioadă foarte lungă de recuperare fără să-mi garanteze că mă pot recupera. Ceea ce la vârsta aia, 21 pic de ani, a activat toate rănile dinainte. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine, nu înțelegeam de ce se întâmplă asta, nu înțelegeam ce are Dumnezeu cu mine, de ce după o copilărie ca asta, plină de violență, ajung să trăiesc visul cu ochii și deodată mi se ia totul. Pentru că sănătatea devine scumpă abia atunci când o pierzi. Trăim într-o fantezie că sănătatea noastră este un drept divin, este o responsabilitate și atât. Și ajungi să pui preț pe sănătatea ta, din păcate, abia atunci când o pierzi, când ajungi la fundul sacului. Iar eu am fost acolo. Și asta m-a adus în locul care sunt aici. Ți-ai dorit atât de mult să devii polițist încât, povestește-ne puțin, câți candidați erau pe listă și pe ce loc ai intrat tu? Da, a fost o luptă foarte mare pe locurile acelea, pentru că au fost circa 8.000 de candidați și am intrat pe locul 64. Nu mi-a plăcut școala în copilărie. Am fost mereu în repulsie față de modalitatea de educație clasică. Însă atunci când a fost momentul important, la examenele principale, m-am organizat foarte bine și le-am trecut cu o notă foarte bună. În schimb, în clasa 12 s-a schimbat tot. M-am conectat atât de tare cu dorința asta și cu flacăra asta interioară de a deveni polițist, încât am renunțat la tot și m-am dedicat total să învăț. Tocmai în acest motiv am intrat și printre primii în școala de poliție, pentru că aveam în mine atât de multă dorință și flacără de a face dreptate, încât n-am lăsat nimic să mă oprească. Și cum te simțeai în postura de om al legii? Era fabulos. Era fabulos pentru că eram ca un mic James Bond pe străzile Bucureștiului. Polițist civil care urmărea infractori, care îi prindea în flagrant, le punea cătușe. Era un film foarte fain pe care îl trăiam. A fost fabulos. A fost ceea ce mi-am dorit din copilărie. Făceai dreptate zilnic? Aproape zilnic, da. Aproape zilnic, pentru că interveneau fel de fel de situații în care trebuia să acționez instant. Pentru că eram polițist de investigații criminale. N-aveai timp foarte mult de gândire. Trebuia să acționezi într-o fracțiune de secundă, să scoți pistolul sau să tragi. Era o chestie de fracțiune de secundă. Și eram un copil. Însă atât de mult mi-am dorit și atât de tare m-am maturizat în școala de poliție prin învățăturile pe care profesorii de acolo mi le-au dat, încât dacă pozele de la intrare în școală și la ieșire în școală, din școală sunt alt om, efectiv alt om, am intrat și am ieșit alt om. Atât tare m-am maturizat și am intrat în meseria asta exact ca un om matur și responsabil. Din păcate intervine acest accident și spuneai mai devreme că mai era doar un pas ca să rămâi paralizat pe viață. Narcis, cum explici acest pas care nu s-a întâmplat de fapt? Nu s-a întâmplat pentru că după ce mi-am revenit din pumn, cum ar spune luptătorii din box, și mi-am dat seama că sunt la fundul sacului și mai jos de atât nu mă pot duce nicăieri și am o singură direcție în sus, s-a activat în mine puterea asta pe care Dumnezeu a pus-o în mine, harul ăsta pe care Dumnezeu a pus în mine de
transformare. Prin atât de multe transformări am trecut în viața asta și am integrat atât de multe lucruri și am mers de la un nivel la altul, de la un nivel la altul, încât asta s-a activat atunci și a fost primul pas, prima transformare majoră prin care am trecut. Pentru că am căutat soluții să mă regenerez mai repede. Pentru că medicii mi-au spus că am nevoie de peste 2 ani de zile și nu știu dacă mă pot recupera. Eram tânăr, nu aveam cum să renunț. Nu puteam să mă gândesc că pot renunța la tot ceea ce îmi face bine și îmi face plăcere. Iar chestia asta m-a împins să găsesc soluții. În România nu am găsit soluții, însă am căutat în afară. Așa am descoperit medicina integrativă. Am descoperit departamentul de nutriție al Universității Harvard, School of Health de la Harvard, pe Joe Dispenza, pe Bruce Lipton, pe David Sinclair și alți cercetători de top care aveau la vremea respectivă niște cercetări foarte valoroase care m-au ajutat să mă regenerez mai repede decât să așteptau medicii de la vremea respectivă. Pentru că mai puțin de 6 luni de zile eram recuperat total și în următoarele 6 luni de zile ajunsesem să fac sport și să mă antrenez atât de puternic încât îndusesem corpul la un nivel de performanță uriaș. Ajunsesem să fac street workout, un sport extrem de greu cu propria greutate, care atunci în 2009-2010 nici nu se știa de el. Eram câțiva practicanți, 4-5 practicanți în țară. Însă găsesem tutoriale pe YouTube cum să mă antrenez. Este acel sport care se face la bara de tracțiuni. Am intrat într-o formă fizică foarte bună pentru că n-am lăsat să mă oprească accidentul ăla. Ceva din mine m-a împins, acea scânteie de dumnezeire, sinele meu divin, spiritul ăsta fabulos pe care Dumnezeu îl pune în fiecare dintre noi, nu m-a lăsat să renunț. Îl pune în fiecare, dar mulți renunță. Dacă alții ar fi fost în situația ta, probabil că s-ar fi prăbușit. Din păcate așa este. Așa cum este îl găsim? Pentru că cum nu găsim sunt dispus să depun efortul. Zona călduță în care creștem și ne dezvoltăm, zona de mijloc, este cea mai periculoasă pentru evoluția noastră. Când ești la fundul sacului și nu mai ai altă variantă, cum a fost eu, ai o singură cale în sus. Când ești sus, și acolo e nevoie de foarte multă atenție și energie să rămâi acolo. Însă când ești la mijloc, e foarte greu să ieși de acolo. Și dacă n-ai susținere, dacă n-ai din interior, nu știu, nebunia pe care eu am avut-o, este greu să faci asta singur. Și văd asta la oamenii pe care îi ghidez, pe care îi ajut, pe care îi mentorez. Le este foarte greu să depășească momente care nu sunt chiar atât de dure, dar le e greu să le depășească. Uite, un studiu din neuroștiință foarte valoros care confirmă că 95% dintre oamenii care încep un proces de transformare, indiferent că este el fizic, mental sau emoțional, renunță în primele 21 de zile. 95% în primele 21 de zile renunță pentru că nu-și găsesc din în interior zona de confort puterea să-și învingă propria gravitație. Propriul fel de a fi. Medicii cu optimism ți-au dat 2 ani pentru recuperarea ta, dar tu te refaci în mai puțin de 6 luni și în același timp devii și mai puternic. Prietenii și apropiații se întrebau ce faci, vor și ei, își doreau și ei secretul. Ce urmează? Da, pentru că m-am îndrăgostit cu adevărat de mișcare, de viață, de sport. Aud acum oameni care spun, Narcis, eu aș face, dar e groaznic să faci sport. Și când aud chestia asta, știi cum? Mi se strânge inima în mine. Mi se strânge inima în mine și le spun, ok, e groaznic să faci sport. Du-te și vorbește cu un om care este paralizat pe viață și spune că ție ți este greu să faci mișcare. Și întreabă-l pe el cum este. Pentru că ajungem să trăim într-o fantezie, într-o hipnoză colectivă. Faptul că m-am îndrăgostit atât de tare de viață, de mine, de mișcare, de sport, a început să facă schimbări pe mine, au început să apară pătrățele, liniuțe, mușchi, altfel, pentru că a fost foarte slab în copilărie. Prietenii au văzut asta, colegii au văzut asta și își doreau și ei. Și am început să iau cu mine la antrenament, să le arăt și lor că se poate. Și am început să-i antrenez și au început să apară și la ei rezultatele astea. După care m-am gândit cum ar fi să fac asta oficial, să fiu un antrenor oficial. Și am devenit antrenor oficial. Am luat după multiple acreditări internaționale, pentru că mi-am dorit să evoluez din ce în ce mai tare. Credeam că asta este calea prin care pot să ajut la rândul meu, să servez mai departe, să dau mai departe din ceea ce eu am trecut. Însă mi-am dat seama că doar antrenamentul nu este calea, doar că asta este calea. Și ai nevoie și de alimentație, alimentație specifică, alimentație personalizată, care se potrivească cu nevoile tale, pentru că ești unică și ai nevoi unice. Nu te poți pune într-o pătrățică să spui tu ții dieta asta și doar asta și gata. Că nu o să o ții și o să fii în studiul ăla de 95% care renunță în primele 21 de zile. O alimentație personalizată, o alimentație pe plăcerile tale.
Pentru că câtă voință ai avea tu în tine? Dacă îți dau o dietă să o ții și este cu alimente care nu-ți plac și o ții cu greață, pe creierul tău subconștient te scoate instant, în câteva zile te scoți de pe calea asta. Și atunci, mi-am dat seama că rezultatele. Da, mi-am dat seama că este nevoie și de a-i ajuta pe zona de nutriție. Și așa am devenit specialist în nutriție holistică, integrativă, specialist în nutriție personalizată. Am pus și acolo foarte mult accent. Așa am creat prima comunitate în 2016, când am lansat și prima carte, care se numește Self-Transformer, cum se numește și comunitatea. Propria ta transformare. Pentru că am vrut să dau mai departe oamenilor experiența mea, fără ca ei să fie dependenți de mine, fără să mai vină la încă o ședință cu mine, fără să mai aibă nevoie de încă o dietă de la mine. Pur și simplu să știe singur ce are de făcut, să devină independent pentru toată viața, așa cum eu am devenit independent. Și am lansat cartea asta, care a prins foarte, foarte bine. Acum comunitatea este, așa cum ai spus tu, foarte mare. Și ăsta a fost momentul de start prin care eu am început să ajut din ce în ce mai mulți oameni cu ceea ce am trăit. Narcis, ce povești descoperi în comunitatea ta și ce înseamnă pentru tine să contribui la transformarea atâtor oameni? Păi, ce e fabulos este că prin ei evoluez și eu. Acum, în programul pe care mentorez, sunt fabulos, așa se numește, un program de 7 săptămâni. Practic, îi ghidez prin corp să aibă parte o transformare fizică, mentală și emoțională. Pentru că transformare fizică nu există. Cine se gândește că ține o dietă și gata, rămâne în aceeași paradigmă, încercare, eroare, încercare, eroare, încercare, eroare. Și frustrare. Pleci la drum cu o fantezie mentală că de mâine, gata, de luni, dau militaria jos din pod, nu se mai poate așa ceva, intru la dietă, intru la regim. Când creierul aude asta, s-a terminat, s-a blocat instant. Încep un regim care nu li se potrivește, după câteva zile clachează, pentru că intervin firesc în viața ta fel de fel de urgențe, de responsabilități, care te deturnează de la scop și la cine renunți încă o dată? La tine, nu la task-urile care îți vin să le faci. Și în momentul în care renunți încă o dată la tine și ai plecat cu fantezia asta perfecționistă la drum, ajungi să te judeci. Puh, ce prost am fost, iar Doamne, nu sunt bun de nimic. Ajungi să te judeci, ajungi să-ți vorbești urât, pentru că în interiorul tău e acel programel din mica copilărie, I'm not enough, nu merit, nu sunt suficient de bun. Și totul vine din zona asta. Ce reușesc eu să fac cu oamenii ăștia în program prin transformarea mea este că îi ghidez pe alte căi. Fiecare ajunge în locul ăsta de care ți-am povestit, în momentul în care clachează, numai că acolo nu îi las să se ducă în judecată. Totul este cu inimă deschisă, cu acceptare. Dă-ți voie, omule, să greșești. Dă-ți voie să fii și să devii. Nu rămâne blocat în dietă și în regim pentru că n-ai cum să stai toată viața la dietă. Dă-ți voie să devii. Iar oamenii care trec prin circuitul ăsta, prin metamorfoza asta de 7 săptămâni, 1000 de fluture, ajung la final să aibă parte de o transformare la nivel de ființă. Și am canalul de YouTube plin cu interviuri cu oamenii care termină programul, tocmai pentru că transformarea este fizică, mentală și emoțională. Și în timpul ăsta, eu mă transform încă o dată și încă o dată cu ei, pentru că cresc prin ei. Ce frumos! Nu se poate să ne transformăm fizic fără să fim bine emoțional. Și vreau să ne acceptăm, așa cum ai spus și tu. Transformarea, adevărata transformare care durează toată viața este întotdeauna din interior către exterior. Iar rezultatele pe exterior apar ca un efect firesc al faptului că lumea ta interioară este din ceea ce ai bine și tu ești bine cu tine. Cât timp nu te accepți cum ești, nu te accepți corpul, silueta, pe tine, viața, copilăria, tot ceea ce reprezinți, tu ești într-o relație toxică cu kilogramele și cu mâncatul. Relația nu o să scap din ea, de ea și nu o să o rezolv printr-o dietă sau un regim. E o fantezie. Dar ai întâlnit oameni care, chiar dacă arată fizic bine, nu sunt bine cu ei și nu se acceptă? Așa este. Am oameni care intră în program, oameni care arată foarte bine. Am cunoștințe, amici care arată de revistă, dar în interiorul lor e beznă, e întuneric. Ei nu sunt ok deloc cu ei și ceea ce fac din repulsie și din neacceptare de sine și mai vor să mai crească încă o pătrățică și încă o pătrățică. Cum am fost și eu până în 2019, când am plecat pe Camino, când s-a deschis portalul ăsta transformațional al meu din punct de vedere spiritual și am înțeles că viața noastră este mult mai mult decât vedem cu ochii ăștia doi și decât vedem corpul nostru fizic. Suntem mult mai mult de atât. Când ai scris 16 cărți? În 7 ani. În 7 din 2016 până anul trecut, când am lansat ultima carte, Super Puteri pentru Copilul Tău, o carte de healthy parenting pentru părinți. Felicitări, Narcis! Mulțumesc! Cu siguranță oferi informație prețioasă pentru cei care vor citi și care au citit deja cartea.
De ce ai parcurs peste 1000 de kilometri pe jos? O altă etapă? Da. Ce s-a întâmplat? O altă transformare. Păi s-a întâmplat să îndup corpul la un nivel uriaș de condiție fizică, cum spuneam, să am energie să mut doi munți, să iau bucegii sub braț și să-i duc la Constanța. Așa simțeam în mine puterea asta pe care o simt și acum. Numai că o simțeam cu mintea, nu simțeam cu spiritul, cum o simt acum. Era diferit. Și mă simțeam scurs de viață. Abia așteptam să pun capul pe pernă, să termin o dată ziua aia, trăind cu fantezia că mâine o să fie mai bine. Și mâine era la fel, pentru că făceam lucrurile la fel. Și nu ieșeam din paradigma asta, încercare-eroare, din hipnoza asta colectivă în care trăim cu toții. Și cumva în 2018 s-a deschis un portal. Cineva mi-a povestit despre o doamnă de-a dreptul fabuloasă, o somitate a României, Niculina Gheorghiță. Când am cunoscut-o pe Niculina, și acum s-a ridicat părul pe mine, pentru că mi-aduc aminte de emoția pe care am trăit-o atunci, avea niște cursuri, nu știu dacă le mare și acum, fabuloase, de transformare, la nivel spiritual, la nivel mental, la nivel emoțional. Și am făcut toate cursurile cu ea, toate cursurile, până la ultimul level. Faptul că vorbea și combina psihologia cu inteligența emoțională, cu epigenetica, cu lumea ta interioară, ceea ce văzut la Joe Dispenza, cu neuroștiința, cu fizica cuantică, biologia informațional cuantică, cu acea inteligență a materiei din interiorul nostru despre care vorbește și Constantin Dulcan, o altă somitate a României, și le punea pe toate așa într-o sinergie și le înțelegeai perfect, mi s-a părut fabulos, fabulos, și efectiv îmi doream să am toată cunoașterea ei. Și așa s-a deschis portalul către cunoaștere spirituală, pentru a te cunoaște dincolo de corpul tău și de cât ceea ce ochii tăi văd. Și s-a deschis portalul către Camino. Am simțit din interiorul meu chemarea către Camino atunci în 2018. Am vrut să o fac în septembrie, însă mi-am găsit toate motivele subconștiente, pentru că când nu ești pregătit, subconștientul vine și îți livrează toate, n-ai bani, n-ai timp, nu e acum, și ți le livrează într-un mod atât de dulce încât chiar îl crezi. Știi? Că asta văd și la oameni. Nu am timp, nu am bani. Astea sunt convingeri limitative cu care ei se opresc, dar sunt pentru că îi mânghie pe creștet. Și te lasă să joci mic, să mai băltești un pic acolo. Dar spiritul tău te-a împins către a acționa și tu vrei să mai băltești acolo. Însă ai nevoie de alt timp pe care îl pierzi și pe care nu îl vei mai recupera cu toți banii din lumea asta până cândva te vei trezi cu adevărat. Și cum reușești să ignori subconștientul? Să-ți asculți spiritul. Să-ți urmezi intuiția. Să-ți urmezi nebunia din tine, pentru că ori de câte ori să-ți urmezi intuiția, niciodată nu o să greșești. Pentru că eu am avut nevoie de încă un accident, Antonia, la fix 10 ani de zile. La fix 10 ani de zile, 2009-2019, am avut un accident la fel de banal ca primul, ca eu să deschid acest nou portal. Ce s-a întâmplat? Am avut parte de un accident banal auto, de data asta. Aveam cedează trecerea, am intrat cu botul mașinii puțin mai mult în stradă, de la o distanță mare venea un scuterist care s-a speriat, era o distanță foarte mare între noi, a frânat brusc, i-a derapat roata din spate, n-a putut să controleze scuterul și cu roata lui a intrat în roata mea. Păc! Asta a fost accidentul. Numai că s-a zgâriat, s-a lovit și a sunat la 112. În momentul în care ai sunat la 112, vine poliția rutieră la locul respectiv și îți ia permisul de conducere pe o perioadă nedeterminată, pentru că teoretic este accident cu victimă și până la soluționare, permisul tău îți este luat, suspendat. Mm-hmm. A fost un moment foarte greu și ăla pe care deci nu venea să cred. Eu, dependent de mașină, cu foarte multe activități, trebuia să mă deplasez în țară, aveam evenimente, aveam speech-uri, eram speaker pe fel de scene. Deci m-a terminat chestia asta. A fost în aprilie accidentul. Aprilie, mai erau lunile în care erau pline, știam că permisul meu va fi minim 3 luni de zile suspendat. Și în momentul în care am simțit chestia asta și mi-am dat seama că în iunie nu am nimic pus pe luna iunie, n-aveam nici măcar o virgulă în calendar. Și mi-am adus aminte ce am spus în 2018, în septembrie, când am spus că plec pe Camino. Am spus, dacă nu plec acum, cu siguranță o să plec la anul, în mai, iunie, așa, la început de vară. Atât de tare aveam nevoie de asta, încât mi-am co-creat, încă din 2018, evenimentul ăsta mi l-am co-creat să se întâmple. Și în momentul în care am conștientizat asta, când a curs inspirația lui Dumnezeu prin mine, am pus mâna pe telefon, am intrat pe telefon, am cumpărat bilete, dus întors pe Camino și am plecat. Ce s-a întâmplat acolo? S-a întâmplat ceva magic, pentru că Narcis, care a plecat pe Camino, nu s-a mai întors niciodată acasă. Cine s-a întors? Pe cine am în fața mea? Un Narcis care
se iubește cu adevărat? Un narcis care n-ar lăsa nimic să-l oprească să devină cea mai bună versiune a lui în fiecare zi? Un narcis care este alături de oameni, trup și suflet, dincolo de expertiză, dar asta am șters de peste tot, expertiza mea, nu mai pun expert pe nicăieri, specialist pe nicăieri, nu vreau ca oamenii să raporteze așa la mine, vreau ca oamenii să raporteze la mine ca narcis. Am peste 14 ani de zile în domeniul sănătății integrative, însă toată experiența asta vreau să fie mai întâi umană, după care de expertiză. Revenind la Camino, e fabulos, pentru că am mers 1040 de kilometri cu un rucsac în spate, în 29 de zile. Am plecat din munții Pirinei, din Franța, și am ajuns pe coasta Atlanticului, în Spania. Este un drum spiritual, transformațional, care se face de peste 2000 de ani. Calea Sfântului Iacob. Pentru că Camino se oprește la Santiago de Compostela, în orășelul ăsta, pe care, dacă îl traduce din spaniol în român, înseamnă Sfântul Iacob pe calea stelelor, care pleca din munții Pirinei, din Franța, și ajungea pe coasta Atlanticului, în Spania. Wow! Vreau și eu! Primele 7-8 zile au fost interesante, pentru că acum am ajuns să organizez retreat-uri de o săptămână pe Camino. Chiar în iulie o să plec cu o gașcă pe Camino. Cei care termină programul ăsta sunt fabulos. Primele 7-8 zile au fost interesante, pentru că era narcis de acasă. Okay. Era mintea mea de acasă, mintea veche. Țin minte că aveam un telefon pe care înregistram audio toate trăirile mele, pentru că vreau să fac la final o carte, un articol, vreau să fac ceva cu chestia asta. Și înregistram toate trăirile mele. Mă, și atât de mult bullshit vorbeam acolo, Antonia, încât cred că ziua 7 sau ziua 8 a fost momentul în care am rămas fără memorie la telefon și telefonul nu mă lăsa să șterg ce vreau eu, ci pe calupuri, pe foldere. Adică puteam să șterg Excel-uri, PDF-uri, sunete, fără să dau seama. Și când mi-am dat seama că am șters sunete, am zis, mamă, am șters toată experiența mea, ce o să mai spun? Atât frustrat am fost în ziua aia, puțin timp. Pentru că mi-aduc aminte și acum, urcam un deal, era o unitate militară părăsită pe stânga cu garde, sârmă ghimpată, și când am ajuns în vârful dealului era o cruce de ciment foarte, foarte veche, spartă, plină de mușchi. În momentul în care am ajuns ochi în ochi cu ea și am văzut-o, efectiv a curs inspirația divină în coadă pe mine. Am înțeles, Narcis, ai vorbit numai prostii. Tot ce ai spus acolo este din mintea veche. Gata. De acum începe Camino pentru tine. Și a început Camino. Pentru că începusem așa într-o goană, într-o viteză, totul, leul ăla puternic de acasă, leul ăla turbat, nedresat. Iar Camino avea altceva pentru mine. Liniște, așezare, să simți, să trăiești. Și a fost fabulos, pentru că conectarea cu sufletul meu, cu spiritul meu, a fost una atât de tare și de puternică, încât m-am întors acasă altul, schimbat din temelii. Această călătorie te face să-ți dorești să-ți întemezi o familie, nu-i așa? Da. Îți era frică de acest plan, să spunem, până atunci? Nu. Numai că trăiam în fantezia că trebuie să fie totul perfect, pentru că okay. În copilărie n-am avut totul perfect. N-am avut nimic din ce-mi doream. Și am trăit cu fantezia asta din copilărie să am familia perfectă, să am soția, o relație cu soția să fie perfectă, copiii noștri să fie, relația cu copiii să fie una perfectă. Și nu e mereu așa. Iar perfecțiunea creează foarte multă anxietate și stres. Așa este. În schimb, progresul creează evoluție. Dar toată viața am avut asta în mine. Și cumva simțeam că lipsa aia de viață, nu puteam să mă conectez cu Andreea, cu viitoarea soției pe care stăteam împreună, eram iubiți de mai mult timp, dar nu făcusem pasul ăsta. Iar Camino a fost momentul de răscruce din acest punct de vedere, pentru că m-am hotărât să o cer de soție. Și înainte să plec pe Camino, fără ca ea să știe, am cumpărat inelul de logodnă și l-am plimbat pe tot Camino cu mine. L-am încărcat cu toată energia aia fabuloasă de pe Camino, cu toată emoția prin care am trăit, 1040 de kilometri. Iar când am ajuns acasă, pe aeroport, și mă aștepta Andreea, am cerut-o soție acolo. Cât de frumos! Iar acum suntem căsătoriți și avem o fetiță minunată de 2 ani de zile, Ana Maria, lumina ochilor noștri. Să vă trăiască și să vă bucurați împreună, Narcis, ești extraordinar! Câți oameni ai ajutat în transformarea lor? La ultima statistică pe care am făcut-o anul trecut erau 52.000. Wow! Prin cărți, wow, programe, wow, comunitate. Da. Îți amintești o poveste sau multe, sau mai multe din comunitatea ta care, nu știu, te-au surprins într-un mod aparte?
Da, toate. Toate, pentru că trec pe mâna mea. Programul pe care mentorez acum sunt fabulos, programul ăsta de 7 săptămâni, trec pe mâna mea, îi mentorez 7 săptămâni, sunt lângă ei. Le simt emoția, le simt durerea, le simt tiparele în care vor să cadă și tind să cadă și sunt acolo ca să-i ghidez pe alte căi. Iar la final, după ce se termină tot și ajung la transformarea profundă, la nivel de corp, minte, spirit, la nivel fizic, mental și emoțional, fac un interviu cu ei, cu toți, cu fiecare, personalizat, în care se deschid și discutăm niște chestii fabuloase și mă conectez cu fiecare poveste și îmi dau lacrimi cu fiecare poveste și mă conectez și cresc prin ei. Dacă mă întreb acum de povești, uite, se vindecă fără să își dorească asta de fel de fel de afecțiuni care, din punctul meu de vedere, sunt mai mult împinse decât să fie atât de grave, cum ar fi diabetul, care este total vindecabil și la mine în program s-au vindecat atâta. Nu este un tratament medical, programul ăsta nu se interpune cu vreun tratament medical, nu intrăm în zona asta, ce persoane medicale este să duc la medic, urmează chestia asta. Ce facem noi în programul ăsta e că transformarea vine din interior și nu doar la nivel mental și emoțional, cât și la nivel celular. Și dacă la nivel celular faci lucrurile corect și ajuți activitatea mitocondrială să producă suficientă energie, ATP, această energie fabuloasă, combustibilul ăsta, cherosenul ăsta cu care putem să mergem, le dai energie celulelor să se regenereze. Dacă mă aplici câteva tipsuri de biohacking, de self-biohacking, ajungi să creezi o capacitate de regenerare fabuloasă în interiorul celulelor tale, să scazi inflamația și să creezi mediu favorabil pentru însănătoșire. Și am de la glandă tiroidă în care n-am mai urmat tratament, de la diabet în care făceau insulină injectabilă și n-am mai luat tratament și sunt perfect cu insulina, la articulații distruse care s-au refăcut din interior. Sunt povești transformaționale. O altă poveste transformațională care mă marchează și dau exemplu mereu este povestea Doinei, medic, 69 de ani, care a împlinit la finalul programului 70 de ani. Și am întrebat-o, Doina, ce în capul tău? 70 de ani într-un program ca ăsta, în care te pun să faci mișcare, îți spun, te ghidez către a mânca mai sănătos, a combina lucrurile, lucrăm cu mintea ta, cu emoția ta. La 70 de ani, la 69 de ani, ce-i cu tine? Și în prima săptămână din program, este cel mai important lucru este că facem setare emoțională. Găsim de ce-urile, de ce vrei să o faci. Pentru că dacă nu știi de ce o să o faci, o să renunți. Dacă ne uităm la studiile lui Simon Sinek și la cartea lui Întreabă-te de ce, toți oamenii știu ce au de făcut. Toți oamenii pe planeta asta știu ce au de făcut. Da. Doar 20% știu cum să facă asta, ce trebuie să facă. Și doar 5% știu de ce o fac. Și dacă nu știi de ce o faci, practic pleci la drum fără nicio ancoră care să te susțină. Și în prima săptămână eu îi ghidez prin exerciții specifice din inteligență emoțională și NLP să-și găsească de ce, să facă un plonjon adânc în inima lor și să-l găsească pe la profund, care să le zguduie existența. Nu alea primele care apar din minte. Vreau să arăt mai bine, hi-hi, ha-ha. Alea sunt, dar sunt mai superficiale, sunt altele mult mai profunde. Iar în momentul în care am discutat cu Doina, la ea de ce o a intrat, a ieșit instant. Narcis, am doi nepoței fabuloși, vreau să fiu alături de ei până la ultima suflare și nu vreau să simt că sănătatea sau mobilitatea mea este un factor care se întepune între noi. Vreau să fac toate nebunile cu ei și vreau să trăiesc viața asta așa, în forma asta, până în ultima secundă a vieții mele. E fabulos când te conectezi cu oamenii ăștia. Să se bucure maxim de viață și de cei dragi. E fabulos. Cum te pot găsi cei care au nevoie de ajutorul tău? Pe Facebook, Narcis Cernea Fitness and Nutrition, pe Instagram, pe YouTube, unde am toate aceste interviuri, pe canalul de YouTube e plin, în mediu online. Ești ușor de găsit. Da, da, da. Mi-ai spus că încă te confrunți cu sentimentul de nesiguranță, dar da, probabil că știi și cum să-l gestionezi. Da. Cum faci? Da, 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 da. Sentimentul de nesiguranță, nesiguranța în care am crescut în copilărie, nu este o chestie pe care o rezolvi așa. Este o călătorie de viață și mereu mai apare câte o rădăcină de care nu știai și o simți în stomac, aici în pântece, ca pe o greață, ca pe o stare de neliniște. Ăsta este sentimentul de nesiguranță. Pentru că rădăcinile tale sunt în primii 7 ani de zile de acasă. Și dacă alea au fost rupte, e nevoie de o viață să le reconstruiești de data asta prin tine și prin Dumnezeu. Pentru că dacă ne uităm dincolo de părinții noștri și de viața noastră aici, în experiența asta pământeană, avem ghidaj, avem susținere, avem tot ce ne trebuie. Însă este nevoie să facem lucrurile diferit și să ne vedem în trinitate, ceea ce, din păcate, atât de puțin oameni o fac. Suntem corp, minte, spirit, nu doar corpul nostru. Și ajungem să rămânem blocați aici în minte și să ne bazăm doar pe rațional, pentru că aici e safe.
doar gândim. Ce bine să stai aici o zi întreagă. E safe, tot e safe. Aici când cobor mai jos, e nasol. Se activează copilul interior, se activează rănile. Nu vrei să stai acolo foarte mult. Dar crezi că dacă stai aici blocat, va rezolva cineva ce e aici dacă nu intri tu acolo? Nu. Și viața ta o să treacă. Viața ta prețioasă o să treacă. Și nu o să mai cumperi cu toți banii din lumea asta nici măcar o clipă. Așadar, cu cât o să-ți găsești curajul să faci un plonjon adânc în inima ta și să aduci lumină acolo unde e întuneric, cu atât o să trăiești o viață fabuloasă de acum înainte și să faci o capodoperă din ea. Pentru că Dumnezeu nu ți-ar fi dat niciodată mai mult decât poți să duci. Cât de frumos ai spus, Narcis, cu acest mesaj îmi doresc să încheiem acest interviu și îți mulțumesc că ai fost astăzi aici și că ai transmis gânduri atât de bogate celor de acasă. Îți mulțumesc din suflet. Îți mulțumesc și eu, Antonie, pentru că mi-a dat ocazia într-o emisiune cu un specific atât de plin de emoții și de valoare să pot să vorbesc despre copilăria mea, despre care n-am vorbit niciodată public. Pentru că nu mă simțeam confortabil. Acum, uimitor, chiar a trecut discuția atât de fain și într-o energie atât de bună. Îți mulțumesc că ai ales să te deschizi la noi. Îți mulțumesc, Antonie. Dragii mei, vă mulțumesc că ați stat cu noi până la final. Dacă v-a plăcut povestea lui Narcis, vă aștept să interacționăm pe canalul nostru de YouTube A7 TV sau pe paginile mele de Facebook sau Instagram Antonia Fudulu. Ne revedem săptămâna viitoare de la ora 20. Până atunci vă doresc să aveți parte de zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.